Bună seara! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în primul rând doresc să felicit în numele Itamedia Group pe organizatorii acestei manifestări, un eveniment care ne bucură și un eveniment care clar se diferențiază de ceea ce se întâmplă în România de astăzi, mai ales prin suflul de credibilitate pe care îl aduce în ceea ce își dorește să construiască în România. Intact Media Group este cel mai puternic grup de presă cu capital românesc. Și a ajuns aici doar datorită înțelepciunii, educației, consecvenței și, de ce nu, și realismului și a unui pic de noroc de care fiecare dintre noi avem nevoie în viață. Evident că nu s-ar fi putut ca astăzi, de exemplu, domnul președinte al Senatului, Mircea Geoană, să invoce o televiziune, respectiv Antena 3, dacă Intact Media Group nu ar fi făcut performanță în acest climat extrem de competitiv, dar, de ce să nu recunoaștem cu sinceritate, extrem de convulsionat, extrem de finit, mai ales în ceea ce înseamnă activitatea unei televiziuni de știu. Influențe și atitudini neprietenoase am avut de-a face fiecare dintre noi pe parcursul anului. Ceea ce m-a inspirat însă aseară, în mod plăcut, în ceea ce spunea aseară, o constatăm în ceea ce vă privește și modul în care lucrurile se întâmplă. N-am să mă refer la zona politică, am să mă refer strict la zona de business, la zona economică. Și am să vă lansez câteva provocări. Ce poate fi mai interesant decât să faci statistică sau cercetare într-o țară în care, până de curând, datele inițiale, datele primare, aproape că nici s-au putut desăvârși? Ce înseamnă să faci business într-o țară în care măsurile de ordin fiscal se schimbă de la lună la lună sau uneori chiar de la an la an și în care predictibilitatea, ca și mediul de afaceri, îți este în permanență pusă la îndoială și în permanență trebuie să fii suficient de imaginativ ca să anticipezi ceea ce se va întâmpla din punct de vedere economic. Ce poate fi mai interesant decât să asculți mesajele pe care anumiți oameni politici le transmit astăzi și mâine să constați în viața normală că acel lucru nu se întâmplă sau se întâmplă cu totul și cu totul invers. Nu vreau să fiu cinic, nu vreau să vă descurajez, dimpotrivă. Vreau să vă încurajez și să vă spun că toate aceste lucruri, prin tenacitate, prin muncă, având baza solidă a cunoștințelor pe care le-ați dobândit în străinătate, pot să aducă succes. Succes profesional, succes în carieră, succes în viața de familie, de ce nu, pentru că familia trebuie să fie, la oaltă, patriotismul, două caracteristici care să ne îmbrace viața. Iar faptul că toate aceste lucruri se pot dezvolta, sau despre toate aceste lucruri, Intact Media Group reprezintă un exemplu cât se poate de clar că aceste lucruri se pot întâmpla în România. Venind în sprijinul solicitării sau sugestiei dumneavoastră, grupul media pe care îl reprezint are în vedere sau a lansat deja o astfel de provocare privind lansarea unor programe de internship pentru cei care studiază în străinătate. Nu avem un număr limitat de locuri, pentru că, după părerea noastră, și în marketing, și în vânzări, și în partea de producție de programe de televiziune, în comunicare în general, avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, dar care să cunoască realitățile românești. Ori așa cum s-a arătat în toți acești ani, în care, în mod evident, am lucrat și cu consultanți străini, a face presă, a face televiziune, a face presă scrisă, a face radio,
ține până la urmă de ființa, de sensibilitatea, de sufletul și, nu în ultimul rând, de abordarea strict românească. Este greu pentru un străin să vină și să facă televiziune cu succes în România, de exemplu. De aceea, și aceste lucruri le vom discuta în continuare cu reprezentanții dumneavoastră, ne dorim ca cât mai mulți dintre absolvenții români din străinătate să fie în cel mai scurt timp colegii noștri aici, în România, la Impact Media. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți parteneri onești în ceea ce ne privește și vă asigurăm că de fiecare dată când cineva va avea ceva semnificativ important de spus, așa cum a făcut-o și Sebastian aseară, îl vom sprijini. Bună seara!